Polițiștii bârlădeni au reușit probarea activității infracționale a unui bărbat de 50 de ani din municipiul Bârlad. Acesta a agresat o femeie în vârstă de 79 de ani care se deplasa pașnic pe stradă. Bărbatul i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul, după care a săvârșit acte de natură sexuală, deși în zonă se aflau mai multe persoane. Pentru vindecare, victima a necesitat trei zile de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit în acest caz dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală și ultraj contra bunelor moravuri. Și nu este singura infracțiune. Un alt dosar penal în care este cercetat infractorul a fost întocmit ca urmarea unui furt săvârșit de către acesta în ziua de 2 mai. Partea vătămată, un bărbat de 40 de ani din municipiul Bârlad își lăsase telefonul mobil nesupravegheat pe o masă din incinta unui restaurant în care își desfășura activitatea. Profitând de acest fapt, hoțul a reușit să-și însușească pe nedrept telefonul în valoare de aproximativ 900 de lei. De asemenea, polițiștii de investigații criminale au a reușit probarea unei alte infracțiuni furt calificat, săvârșită de Bărlădan în ziua de 14 aprilie. Acesta a pătruns în sediul unei societăți comerciale de pe Strada Lirei din municipiul Bărlad, de unde a sustras băuturi alcoolice. Pe numele lui, polițiștii au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar apoi a fost prezentat la parchetul de pe lângă judecătoria Bărlad.